Explozie de culori, dar și miresme dulce au invadat în această dimineață esplanada din Slatina. Iubitorii de flori s-au grăbit să cumpere încă de la primele ore, mulți având în plan să achiziționeze și în următoarele zile. Ați cumpărat deja flori? Da. Ați venit așa în armată sau ați avut listă de la doamna? Nu, am trecut pe aici și am văzut expoziția. Ce flori ați cumpărat? Păi petunii, salvii și cu lavandă. Cum vi se par prețurile? Acceptabile față de munca care o depun oamenii. Spune și nouă ce ați cumpărat? Deocamdată petunii. Deocamdată ați cumpărat destul de multe. Păi destul de multe, da, să fie frumos. Cum vi se par prețurile? Să știți că sunt acceptabile. Da. De gând să mai cumpărați și altceva? Normal, că de-abia e primul transport. Ați venit așa de dimineață să le cumpărați? Am fost puțin până la piață și suntem puțin pe aici. Dar... Cum vi se par prețurile? Unele scumpe, altele... Ce ați cumpărat? Niște creițe. Ceva pentru grădină? Nu, să le pun la poartă. Deci da. Pun și la poartă. Pun și la poartă, am foarte multe flori, mi-mi plac florile, sunt la curte și îmi plac foarte mult. Anul acesta au venit 60 de comercianți, majoritatea cu flori, care mai de care mai frumoase. Cele mai căutate sunt petuniile, nu sunt uitate nici florile exotice, dar nici plantele aromatice. Producătorii de flori au venit înarmați cu de toate, mai ales cu planuri mărețe. Aceștia speră să vândă cât mai multe plante. Câte flori ați adus și cam câte soiuri? Păi avem mai multe soiuri. Avem mușcate, cerceluși și petunie. Cele mai bine vândute cam care sunt? Agățătorile, acu e sezonul lor. Ce prețuri au? 20 de lei. Anul ce prețuri aveți la flori? Păi începând de la 2 lei, am și la 100 de lei. Depinde de floare. Cea mai căutată floare așa din toate târgurile în care ați fost, care este? Mușcatele, în principal. Și cea mai scumpă? Cea mai scumpă am un piper, dafin, măslin. Comercianții nu sunt doar cu ochii pe cumpărători, ci și pe norii de pe cer. Aceștia speră ca și anul acesta vremea să țină cu ei. Florile care și anul ăsta o să ne încânte privirile pentru aceste zile frumoase. Vremea este cu noi. Chiar dacă este norat, nu este urât afară. Le urez vânzare bună tuturor participanților și să sperăm că timpul ține cu noi. Doamne ajută și îi aștept și la anul în aceeași formulă, dacă nu poate chiar mai mulți producători să vină la noi la Slatina. Anul acesta, printre standurile cu flori, s-a numărat și cel al firmei locale Dezvoltare Urbană Slatina, unde iubitorii de frumos au putut achiziționa florile ce le pot admira în spațiile verzi din oraș. Pentru prima dată venim și cu cei de la Dezvoltare Urbană, unde expunem florile pe care le creștem în serele noastre, în serele primăriei. Eu zic că sunt pentru primul an sunt niște flori frumoase, niște flori pe care le vedeți și în orașul Slatina și pe care le veți vedea și pe parcursul verii și pe parcursul toamnei. Niște flori care se pretează pentru clima noastră și pentru solul din orașul nostru. Cam fiecare an, primarul a inspectat fiecare stand, a admirat florile și produsele de artizanat, dar nu a putut rezista în fața standului cu dulciuri. O să vin după amiază sau mâine cu copilul să iau dulciuri, că într-adevăr am gustat o marmeladă de căpciuni, ce mi-aduce aminte de când eram și eu copil și vreau să-l aduc pe fiul meu cel mare să guste și el. Și anul acesta, expoziția de flori de la Slatina va ține 4 zile. Slătinenii care iubesc plantele ornamentale pot alege atât flori la ghiveș pentru balcon, cât și flori exotice pentru curte. Nu lipsesc nici plantele aromatice sau arbuștii ornamentali. Prețurile sunt destul de bune, pornesc de la 3 lei și pot ajunge până la 100 de lei.